Un element de muniție a fost găsit de un bărbat în propria curte în timp ce efectua lucrări gospodărești. Proiectilul a fost ridicat, transportat și depozitat în condiții de siguranță de către specialiștii pirotehnici, urmând să fie distrus. În această dimineață, echipa pirotehnică pentru situații de urgență Drobeta a intervenit în Severin pentru ridicarea unui proiectil exploziv. Acest element de muniție a fost descoperit de către un cetățean în propria curte. Aceasta este cea de-a treia misiune de asanare a teritoriului de muniție rămasă neexplodată din acest an. În această dimineață, echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți a intervenit în municipiul Drobeta, Turnul Severin, pentru ridicarea unui element de muniție descoperit de către un cetățean în timp ce efectua lucrări într-o gospodărie. Specialiștii pirotehnicieni au identificat elementul, un proiectil exploziv, calibru 42 de mm, pe care l-au ridicat, transportat și depozitat în condiții de siguranță, în vederea distrugerii ulterioare. Facem apel la cetățeni să anunțe descoperirea unor elemente de muniție la numărul unic de urgență 112, la primăria din localitate sau la cel mai apropiat post de poliție. Totodată, aceste elemente nu trebuie atinse, lovite sau mișcate, fiind interzisă comercializarea lor. Specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta al județului Mehedinți se reamintesc cetățenilor că la găsirea elementelor de muniție rămase neexplodate au obligația de a apela numărul unic pentru apelurile de urgență 112. Totodată, elementele de muniție nu trebuie ridicate, transportate sau introduse în diferite încăperi.